is Jeremiah 29:11. And please remember this. The Lord says, "For surely I know the plans that I have for you, said the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future and a hope." Versetul pe care l-am dat pentru ziua seara aceasta este din Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred în toate. See, we have a great joy on the basis of your testimony. We are pleased to baptize you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Așadar, Silviu, pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.